Bună ziua, stimați consilieri! Bună ziua, domnule primar și domnul vice. După cum bine știți, am fost convocat astăzi de dispoziția domnului primar numărul 188/22/2023 pentru a avea loc ședința ordinară. Din 13 suntem 12. Domnul Micu lipsește motivație. Ședința este legată în studiu. Dăm citire ordinii. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data Consiliului Local din data de 20.11.2023. Proiectul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27.10.2023. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale. Comuna Racova pentru ședința adunării generale ordinare acționarilor ASECE, Compania Regională de Apă, Bacău, S.A. din 11.12.2023. Și punctul 4, diverse. Să punem spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Dăm citire proiectului numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local din data de 20.11.2023. Cine este pentru? Domnul președinte. Da. Da, cum dat voie. Vreau să fac felicitări din punct de vedere vis-a-vis de faptul că citind minuta ședinței de la procesul verbal din 2017, ai identificat refuzul secretarului general de a modifica după în baza contestației pe care dânsul o trece cu ghilimele, dacă el știe alt termen pentru contestație, deci în codul administrativ, spune că atât primarul cât și consilierul nu pot contesta conținutul. Deci am denumit o contestație. Alt termen nu cred că poate fi folosit. Și face referire la faptul că noi n-am fost destul de concreți în ceea ce privește motivele care duc la modificarea procesului verbal. După cum am expus prin citirea contestației respectiv în cadrul Consiliului Local, zic că am fost destul de cuminți și am nominalizat exact articolele care trebuie modificate, fapt de care Secretarul General nu ține cont, el a mai menționat odată că nu o să modifice niciodată procesele verbale, să le faci așa cum vrea dânsul. Prin urmare, eu vă spun acum, chiar dacă mai sunt destul de multe luni până la expirarea mandatului meu de consilier, că până nu va modifica acest proces verbal, cu modificările pe care am să fac noi, nu vom mai aproba niciodată niciun proces verbal. Mulțumesc. Mai sunt dacă toți ținem cont, că nu ține nu Consiliul Local, sau unii dintre consilierii locali din cadrul Consiliului sunt PNV și pentru ei nu se face anumite lucruri. La fel, văd că nu se mai întocmește invitația la ședință. Deci, din timpul lipsește invitația la ședință. Este doar adresa pe care o comunică comisiilor de specialitate. Deci, lipsește invitația la ședință din plic. Nu m-am dat prin ședință, am primit invitație. Ce? Ce? Dar nu mă întrerupeți, domnul Bostan. Nu pot considera. Domnul Bostan, nu mă întrerupeți, vă rog. Nu mă întrerupeți, lăsați-mă să te rog. Ce am zis? Nu te pot. Lăsați cuvântul ridicat, domnul Bostan. Nu se știe, pe care trebuie să o redacteze secretarul general. Nu redactează proiectele, nu redactează hotărârile Consiliului Local. Nu participă cu nimic la redactarea proiectelor de hotărâre. E normal. Eu consider că pe față de Consiliul Local, secretarul nu face cât un minim procent de vreo 30% din activitatea pe care o are prin codul administrativ către Consiliul Local, care este stabilită prin lege. Așa că o să avem și noi în vedere, o să vină acuși evaluarea și de data aceasta o să o facem, o să constituim comisia și la evaluare vom vedea și noi cum stăm cu problema aceasta. Până atunci, eu nu votez procesul de evaluare, așa motivat de ce.
Mai se dă scrierea la cuvânt? Nu. Să punem spre aprobare. Cine este pe ea? Abține? Împotrivă? Da, trecem la proiectul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local din data de 27.10.2023. O scrie la cuvânt? Supunem scrie aprobare. Cine este pentru? Tot faptul și nu-l problemă. A, deci 5, da? 5 voturi pentru. Eu n-am votat. Nu am nimic, am greșit pe tot faptul. Nu am văzut, nu am uitat la primar. De ce vorbim? Deja am votat, dar 5 voturi. Da? Nu am dat. Domnul Muraru, domnul Muraru, și la pentru ridicați mâna și s-a luat. Păi simt. E bornut. Bornut. Este primul motiv al acolo ca să vină. Da, să vă nu știi, domnul Muraru, chiar așa vă trebuie. Împotrivă, ce zici? Vă făcut la gura mică, vă făcut la așa primară. Haideți, secretarul numărul. Nu a consemnat asta. Gura mică? Da, cum știi așa, cum știi de mesaj? Exact. Iar mai ceva câți spune președintele de ședință gura mică? Să vă fie rușine. Nu mi-e, da. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale al Comunei Racova pentru ședința adunării generale, ordinarea acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 11.12.2023. Îmi scrie la cuvânt? Da, domnul Vice. Domnul președinte, să punteți doar, rețineți. De fiecare dată, când sunt hotărâri luat în AHA a 10 grav, tot rana trebuie mandatat special. Și atunci, obligatoriu, trebuie să venim cu proiectul în Consiliul Local pentru a acorda acest mandat special. Ținând cont de referatul de aprobare a inițiatorului, Consiliul Local al Comunei Racova, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă, acordă mandatul reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor CC Gravesa, să voteze pentru în adunarea generală cu ordinarea acționarilor CC Gravesa din data de 11.12.2023, la hotărâre prevăzută al punctului 1 vot, ale ultimii de zi comunicate prin CC Gravesa, numărul 15.124 din 9.11.2023. Da. Mai sunt înscrieri la cuvânt? Gura mică. Să punem spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Da. Trecem la proiectul numărul 4. Divers. Înscrieri la cuvânt. Da, domnul Mare. Da. Regret procesul interval, subscriu ce a spus domnul viceprimar. Și vreau să fac precizarea că grupul PSD are 3 consilieri în procesul verbal apar 4. 1. Procesul verbal la care astăzi ați votat cu pentru cei din opoziție, data trecută v-ați abținut. Hotărâți-vă ce vreți să faceți, că oricum data trecută abținerile alea merg la împotrivă, deci v-ați facultat sigur. Da, hai să trecem mai departe. Săptămâna aceasta, săptămâna trecută, mă scuzați, am avut o ședință ADIS la Bacău privind problema gunoaielor. Sunt mai multe chestii care mi privesc în mod direct pe care trebuie să le facem, dar vreau să vă aduc la cunoștință că începutul anul viitor vor fi montate pe puberele de gunoi menajeriat niște chipuri, iar cetățeanul va plăti în baza la câte ridicări se fac. Deci mașina va trece în fiecare luni. Depinde de cetățean când hotărăște să le scoată. În prețul care se va stabili anul viitor, în baza la taxele pe anul viitor și rata inflației, se vor face 3 ridicări pe lună. La gunoi menajer vorbesc. Pentru că acolo implică depozitare, cresc costurile de depozitare, sunt și datorii.
Apropo de datorii, suntem pe zero, am fost felicitați. Comuna Racova a trecut de pe locul 90 ceva în trecut, pe locul 2. Avem un grad de colectare de 75% din țintă. Asta, datorită implicării noastre la nivel local, și, prin urmare, vom reuși să menținem un preț mai mic la gunoi pe anul viitor. Previziunile celor de la ADIS sunt că vom ajunge anul viitor la 10,6 lei de persoană. Sunt UAT-uri care vor ajunge la 20 de lei de persoană, 23, 25, sunt mai multe în funcție de ridicări se va plăti, dar asta o să o discutăm și la domnirea bugetului de anul viitor. Costurile cu chipul și cu aplicația prin care o să urmărim de la primărie, la fiecare familie în parte, de câte ori a scos gunoiul în fața porții, trebuie să-l suportăm noi, se vorbește de o cheltuială în jur de 17.000 de lei. Chiar am fost bucuros că am fost între primii acolo. Este o comună care are 110%. Vă dați seama implicarea celor de acolo. La fel și la ei prețurile rămân foarte mici. Diferența dintre anul 2023 și 2024 va fi un an foarte mic. Cu alte informații legate de gunoi o să le aduc în ședințele următoare. Avem o solicitare oficială din partea celor de la Agricola pentru închirierea terenului de spatele fermei 14. Societatea Agricola Internațional cu sediul municipiul Bacău, Calea Moldovei, județul Bacău, vă roagă prin prezenta să aprobați închirierea terenului extrabilan în suprafață de 66.400 de metri pătrați, având număr cadastral 63.187, în vederea desfășurării de activități economice, înființare, parc, panouri voltaice. Am hotărât să aduc la cunoștința Consiliului Local această situație. E un teren care mi s-a atras atenția și în anumite ședințe că stă degeaba de atâta timp. A venit momentul să facem ceva cu dânsul și să-l dăm. Clar că o să venim în fața dumneavoastră să stabilim un preț în funcție de evaluarea terenului și atunci vom lua hotărâre cu toți. Pe Racova șes există Societatea Grădinarul Roal SRL, care știți că are concesionat acel colț acolo la șosea. La începutul lunii decembrie expiră contractul. Are unul expirat din 2011, iar cel de-al doilea, aici, sincer vă spun, nu reușim să deșuștim contracte care se suprapun. N-au fost plătite la începutul contractului ce s-a hotărât să fie de plată acolo, deci practic s-ar fi trebuit reziliat de la vremea respectivă, o să-i comunicăm domnului grădinarul că încetează și că nu intenționăm să concesionăm în condițiile actuale. Deci terenul respectiv trebuie să întoarcă la noi, să-i facem evaluare și să hotărâm în primele luni ale anului viitor destinația. Până atunci nu avem, pentru că nu pot să semnez un contract. Acum nu pot să semnez până la sfârșitul anului, pentru că este ordonanța care blochează semnarea contractului. La începutul anului viitor, obligatoriu trebuie să-i facem o evaluare, iar trebuie să fie la noi, ca să se justifice plata, că facem o evaluare la un teren care ne aparține. Dar și aici o să vă aducem la cunoștință noutățile, mână de la mână, că le avem. Am o mare rugăminte la posesorii de tractoare, indiferent că au 10 cai sau că au 1500 de cai. Atenție la drumuri. Săptămâna trecută am avut discuții aprinse cu domnul Mitrea și cu Otea. S-a ieșit pe drumul de la Guravăie, din curbă și până la SMA, erau roscopene de pământ, cât o lopată. Eu zic că este mare păcat la asfaltul care este acum pe satul Guravăie să ajungem în situația asta. Dânsii au înțeles, au și curățat anumite zone, dar trebuie să fim atenți și la drumurile celelalte. Pentru că pe malul Vărții, aici la, de la Cod la Glodu, făcând dreapta, cine arată acolo, nu mai stau să dau nume, știți care deține teren acolo, în loc să oprească tractorul, că avea teren și pe o parte și pe alta străzi, se trecea să ridica plugul, că se ridica plugul și intra pe partea asta la altă, câte două roabii la fiecare. Nu este dator omul de rând care își plătește taxă și impozite să-l mate prin mâlc. Iar acolo complicăm situația, pentru că este un balastru plătit din bani publici, care l-a fost pus pentru ca să fie folosit de toată lumea. Trebuie să fim un pic mai atenți. Atâta vă rog,
Nu mai vorbesc de drumul ăsta care a fost și marcat și vedeți cu toții cum arată. Deci, discuțiile au fost cu cei doi, rugămintea am, repet, și la tractorul de 10 cai, și la tractorul de 1500, dacă este așa. Încercați să mergeți pe capetele bucăților să faceți ceva, pentru că ce se întâmplă? În momentul de față, cu tehnologia, primesc tot felul de mesaje pe telefon și tot felul de poze, iar dacă nu iau atitudine, mi se transmite că am nu știu ce înțelegeri cu persoanele respective și că nu iau măsuri. Da? Asta vă rog să aveți în vedere. Nu fac referire la nimeni în particular, v-am dat două nume cu care am avut discuții, dar oricare va fi și va trebui să avem discuții, o să le avem. Da? Pentru că se sparge totul aici. A, ăla nu i-ai spus nimic, pe celălalt nu l-ai lăsat. Trebuie să fim atenți, pentru că chestiile astea le folosim cu toții. După aia o să sară lumea, că trebuie balastru, că trebuie greder, că trebuie și știți foarte bine, până la sfârșitul anului nu se poate face nimic, pentru că guvernul a hotărât într-o ordonanță să nu putem semna contract. Nu putem cheltui bani pe anumite direcții, deci trebuie să ne adaptăm. Ajungem la plângeri penale, că nu mai reușim să scăpăm. În ultimele două săptămâni au venit două clasări. E abuz în serviciu pentru plata ilegală a angajatului Olaru Constantin, clasare și purtare abuzivă primar, viceprimar, secretar. Clasare. Tovarășul Vlad Toader, așa, ajutat de domnul secretar, trimite iarăși plângere la Apele Române, DSP, Mediu, cum că luăm cărburacul. Am fost acolo cu domnii, am pierdut precozit jumătate, trebuie să scrii proces verbal, îți meargă să fac poze. Repet, am montat un bazin vidanjabil pentru care ați aprobat o cheltuială. S-a cheltuit peste 60.000 de lei. Nu mai vorbim cu oamenii noștri, cu combustibil, cu utilaje, cu tot ce trebuie. Nu se poluează nimic. Avem facturi de la vidanjare, le-am arătat. Chiar și oamenii ăștia au început să-și facă cruci, că pe aceeași chestie, să continui să insiști. În plus, au mai adăugat că bazinul a fost montat pe terenul lui Angel Gheorghe, care nu are nicio dezbatere de moștenire. Noi acolo am scos terenul lui Angel Gheorghe, am fost și am măsurat. Și rămâne un spațiu între terenul lui Angel și marginea părâului, ne-a fost montat bazin. Unii nu rezultă niciun proprietar. În momentul în care se încheie lucrarea de cadastru, acel teren va trece în domeniul public. Și atunci, noi putem să hotărâm destinația. Bazinul este sub pământ. Chiar coincidență a fost, era programată de danjare cu o zi înainte. Când au venit ăștia, hârtirii erau proaspete. Dar să pierde timp, ca așa hotărăști cineva. Știți că aveam aia cu purtarea abuzivă a lui Vlad când o venit să plătească taxele. Acum mai am unul din partea domnului secretar că am fost să-l întreb ce nu-i convine în biroul dânsului și iar avem camere de la vedere. Am pus la dispoziție. Vă urez succes, domnul secretar, la plângere. Atât. Vrei să descrieți la domnul Luci. Dați-i domnul. 10. Spune domnul. Referitor la ce amintea domnul primar în legătură cu drumurile, cu utilajele, cu... ca să evităm în totalitate discuțiile astea, domnul primar, ar trebui luat în calcul următorul aspect. Până în drumul județean, sunt un număr considerabil de drumuri adiacente, care converg acolo. Nu ai. Deci vii de pe deal, să eviți. Acolo. Ce ar trebui făcut? Știți prea bine. Balastat. Măcar 50 de metri să aibă roata unui să scuturi. Pentru că nu ai. Vă dau de exemplu cazul la Globul. Vii de pe deal, e moale, pe dealurile alea, intri, chiar dacă nu mai traversezi. Rămâne, n-ai cum să-i faci. Dar dacă ar fi o porțiune, măcar 50 de metri, balastată bine, roata are timp să-ți aruncă de pe ea. Când s-a turnat asfaltul acum, eu știu că era o prevedere ca fiecare intersecție, un anumit număr de metri, se duce cu asfaltul stânga-dreapta. Tot mai pentru scopul ăsta. Să se scuturi roțele. Că nu circulă numai tractoare, circulă și mașini și tot felul de agregat. Pentru că altfel știți cum e. O să stăm să ne pândim unul pe altul, când ăla iese, când ăla intră și asta nu face bine. Omul trebuie să-și facă treaba, într-un fel sau altul trebuie să-și facă treaba. Utilajul nu poate lua în spate.
Oricât ai vrea la un moment dat să cureți o roadă, oricâtă bunăvoință ai avea, tot mai rău nu-i pe roada aia. Pentru că o să bănuiesc că aș fi avut replica asta. Dumnezeu, atâta timp cât ți-l plătesc la primărie, mai fă și mai tare ceva pentru drumul ăsta. Deci cam așa vine replica omului și într-un fel are și el dreptate. Atâta timp cât plătești pentru utilajul respectiv, trebuie să te duci să faci treaba cu el. Ești în regulă, cu numere, cu tot, ai plătit TMT-ul, tot ce este, nu o să puteți să-i interziceți să mă iasă cu utilajul pe drumul. Nu, asta. Domnul primar, nu. Am înțeles perfect. Deci, ca idee, asta trebuie făcut. Pentru că nu avem cum altfel. V-am spus că este o ordonanță care nu mă lasă să fac semnă contract până la sfârșitul anului, nu se eu vă las. Da, bine, acum. Dar vorbim pe viitor. Dumneavoastră, credeți că știți că nu-mi place să vorbim unul peste celălalt, dar vă spun care ca să nu pierd ideea. Credeți că 50 de metri aia care îi punem înainte de o intersecție, văzând cum tractorul iese și arunc pământ pe un kilometru jumătate, ce ar rezolva? Nu. Eu zic că acolo ar trebui să aveți o lopată pe tractor și măcar cei mari să dați jos la ieșirea într-un drum din genul ăla. Să dă. Da? Să dă, adică Oatea, așa cum e el, știți cine e Oatea, da? E socul fostului primar. Băieții lui Oatea s-au dus cu lopata și pe drumul de la de aici, unde au fost ăștia cu gazul, până la Obreja, au luat tot și au dat pe margini, pentru că au înțeles. Au făcut același lucru la Panaiti cu uliți care au ieșit și au făcut panoramă. Dar de ce trebuie să-mi iau eu gobârnacii? Că și cei care nu folosesc tractoare plătesc tax și impozite, domnul Mihai. Da, da, nu? Da, adică nu putem să o dăm mereu în latura asta că plătesc impozite. Nu, nu, dar trebuie un anumit grad din țările. Dar eu ce am spus? Am cerut cont cuiva? Cred că nu e greu să aveți o lopățică în un tractor și vezi dacă are 10 lopopenii așa să le dai. Exact. Știți, mi-a spus Mitrea? Mitrea mi-a spus că are talarele mari și o să-și iau un generator cu apă și le spală. Nu vrea să aibă discuții, că nu înțeles eforturile care s-au făcut să facem un asfalt de calitate și în satul ăsta. Pentru că asfaltul înainte, cred că ați văzut, era așa. Deci, în anumite zone, a ieșit piatra aceea care era cu 50 de ani în urmă. Într-adevăr, lucrat, cum ar trebui să lucrezi o știe? Exact. Așa ceva. Deci, unul din tractoarele lui Mitrea, când a plecat din curbă de la lotul, a mers cu roata jumate pe afară, jumate pe asfalt. Deci toată marginea aia a prins-o de aici și până acolo. Eu când am ajuns, m-am blocat. M-am sunat pe Mitrea și am să vin. Nu am putut să vin că era plecat nu știu unde. Deci nu se poate așa ceva. Păi roata mare, normal. Dar nu mergi pe acolo, mergi pe asfalt. Că dacă tot ai făcut panoramă, fă-o pe asfalt. Nu pe marginea aia care se rupe și de acolo pleacă degradarea asfaltului. Acolo o să trebuiască în primăvară cu tot balasul. Păi nu, trebuie să lasă ducă apă. Trebuie să lăsăm ducă apă. Apa trebuie să plece. Da, dar lângă asfalt nu se mai face o chestie acolo. Păi, de regulă așa făceau. Puneau cu balast. Nu știu acum, o să vedem. Trebuie să lăsăm posibilitatea să nu mai plătească apa pe drum. Tot ce e de la drumul trebuie să dea soluție? Tot ei, pe drum. Trebuie să dea soluție. Ce se face? Da, noi acolo avem alte planuri. Anul viitor o să asfaltăm Ilie și o avem. Să vedem dacă o să fie posibilitatea să putem pune și balast, o să-l pune. Depindem de sume de bani. Da. Deci totul ajunge până acolo, depinde să ne lese, să putem semna contracte. Așa, e ușor să spunem, fă domnule, dar eu nu pot să semnez în momentul de față. Deci trebuie să mă descurc cu ce am. Nu am, dacă era, spun, de ei, apele române, posibilitatea să săpă în imaginea gârlii la Bistrița acolo, aș fi căra balasul, dar nu-ți dă posibilitatea. Nu vedeți că ne lovesc. Anul trecut a fost și pentru plângerea lui Vlad, a dat 35.000 de lei amendă. Înseamnă 350 de milioane vechi. Deci, DSP-ul 5.000, norocul cu cei de la mediu n-au dat amendă pe aceeași peță, că nici poliția nu-ți dă o amendă de 3 ori pe aceeași peță. Dar asta îți placă cuiva care atâția ani nu s-au văzut treburile astea se văd acum, că trebuie să le agățăm la aștia o teleancă de fund să nu mai poate candida. După ce costa 20 de ani și-au făcut nimic, acum facă și strâmbie, ca să nu se facă acolo, dar să facă lumea că nu îi zicăm, că așa au considerat. E din seria ce li mai facem la aștia? Așa era în perioada când eram mici. Exact. Ok. Da, domnul Ricci. Dacă au terminat cu legii, eu o să încep, deși nu vreau lucrul ăsta, să-mi exprim, să-i exprim o dată indignarea de atitudinea secretarului general față de colegii din Consiliul Local, dar un consilier a votat greșit, să zicem, nu a fost pe lungimea de undă și a ridicat greșit mâna și spune, retractează, să spună, nu, că eu te consemnez că vreau eu, că ți-ai exprimat vot. Deci nu pot să-mi dau seama, facem legile după capul nostru, adică până la urmă asta este cedință din Consiliul Local, secretarul doar redactează,
procesul verbal al ședinței, cu singur caz. Vă redactează, deci trebuie să țină cont de precizarea președintelui. Președintele numărul voturile și asta. Dar atitudinea noastră, dumneavoastră, depășește orice. Bine, domnul secretar, dar vreau să vă zic că atitudinea noastră este... Nu, i-am doar vorbesc. I-am cerut cont domnului Moran, deci a vorbat la și nu mă retracta și a zis, domnule, nu am, nu am fost atent. Păi, bun, și eu da, nu vreau să purtăm o discuție. Chiar nu vreau să purtăm nicio discuție, nicio contradictorie. Deci nu mă mai întrerupeți, eu nu am exprimat punctul de vedere și atât tot. Aveți treabă doar cu mine și persoana mea. Eu nu am treabă, am vorbit, eu nu vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc cu deci din consiliul local. Deci nu, nu mă, da, dumneavoastră nu trebuie să mă întrerupeți, că eu nu vă întrerup. Am dreptul, dacă spuneți mine, am vrut. Nu, dar nu aveți niciun drept. Am dreptul ăsta. Nu aveți. Deci nu sunt mai redat contract. Deci nu aveți. Nu sunt ce ca să-mi faci în față mine. Da, mai sunt așa de el la cuvânt. Chiar da? Nu faceți nimic moralul ca să-mi faci cu sigur. Eu fac moralul cui vreau eu. Aici sunt liber. Aici sunt liber. Da, să nu te mai asemăna cu Simona. Nu trebuie pe ședința. Nu, nu ești, domnule, nu știu cine ești Simona Pădureau. Probabil. Cine? Nu știu, zic, eu nu știu cine. Stați cum mai are domnul vizionare. Deci dacă vreau să vă ridicați, vreți plecați, deocamdată nu este ridicată ședința. Vedeți-vă la colectarea deșeurilor. Domnul președinte, vedeți-vă la colectarea deșeurilor. Vedeți-vă la colectarea deșeurilor. Vedeți-vă la colectarea deșeurilor. Am întrebat la domnul Vici, eram dialog. Nu răspund. Îmi pare rău, mă scuzați. Dar da. Referitor la proiectarea deșeurilor, la proiectarea lor, fac și eu precizarea și anum. La deșeul menajerului, mașina de colectare va veni tot la fel în fiecare lune, zi de luni din săptămână. Problema este că cetățeanul trebuie să se considere, luându-se în calcul numărul de ridicări, trebuie să ia în calcul faptul că dacă are într-adevăr Ubera plină, să o scoată. Dacă nu, să nu o scoată, pentru că altfel plătește la numărul de ridicări. Chiar dacă cantitatea este mai mică. Da? Deci se ține cont de numărul de ridicări. Și de aceea facem un apel foarte serios. O să vorbim din poartă în poartă cu cetățenii și la momentul când vom microcipa aceste tubele, de importanța numărul de ridicări și de modul de predare a ceea ce se pune în cubelă, deci cum insista foarte mult la ceea ce se pune, se depozitează în cubela respectivă și de predarea ei. Iar față de ieșirile din câmp, vreau să spun că toate bune și frumoase ne revin nouă sarcina de a pune balastul pe o suprafață, așa cum se zice, m-a solicitat domnul Micu. Dar ce ne facem de ieșirile direct din Tarla, unde un domnul primar, care nu ține nimeni cont. Care da? Și care se întâmplă de fiecare în multe locuri. Multe locuri și de multe ori. Deci se iese cu tractorul direct din Tarla pe drum. Și atunci unde se mai pune o balastru? Sau apoi vine că se duce pe drumul respectiv tot noroiul, tot pământul. Era un drum lateral. Păi trebuie să ies. Dacă este să facem ceea ce a spus domnul, domnul Costel, dacă se solicită amenajarea unor ieșiri, atunci se va ieși cu utilajul numai pe acele ieșiri și nu direct din Tarla în drum. Păi m-am referit să am verificat problema asta pentru că am văzut la Tarla la Dragoi cu mergi de Aracu la Dragoi, pentru că exista biurile alea și când venit-au venit, le-au arat o intrare din asfalt. Nu. Se intra de la capătul bucăților, așa e? Da. Numai pe la capătul și pe drum. Eu așa știu. Bun, ca de data am avut și o despre de data asta, dar nu să de așa. De la Gorgul, un colo, eu am arat tot. Și ați găsit noroc, dacă am mai sunteți de la cuvânt? Cine? Respect, respect. Deci arăși ai de